apărut modele noi de scenă preluate de la, aparatele compacte, iar aceste moduri de scenă se pot accesa foarte simplu, pur și simplu din rotița principală, mergem acest în modul scenă și stăm și le rotim de aici. Se vede? Poate mai târziu vă permit să puteți vedea mai aproape toate aceste funcții ale aparatului. Deci, practic, de 5.000 combină funcțiile prezente până acum doar pe o cameră compactă cu cele ale unui DSLR. Dintre modurile scenă noi care au apărut, sunt low-key, high-key, acestea nu au fost prezente până acum pe gama DSLR. Da. Care sunt câteva din modurile respective. Ca și ergonomie, noastră, cred că ați mai văzut produse la care există ecran rabatabil. Da? Ați văzut produse cu ecran rabatabil. La multe modele prezente pe piață ale concurenței, ecranul rabatabil se deschide așa. Și se rotește așa. În momentul în care vreau să fotografiez, în primul rând, am ecranul decentrat. Nu se află pe aceeași axă. Da? În al doilea rând, nu pot să țin bine produsul în mână. Pentru că, într-o parte, am un ecran care este mult mai ușor și, în partea cealaltă, este corpul aparatului. Nikon a păstrat ergonomia produsului și a reușit să ofere un aparat cu ecran rabatabil, fără să minimizeze aceste lucruri. Ca și o funcție interesantă apărută la acest produs este fotografierea silențioasă. Foarte utilă. Și asta chiar vreau să vă demonstrez. O să trag o poză. L-ați auzit, da? S-a auzit? Așa. Intrăm foarte simplu în meniu. Și de aici putem selecta modul Quiet. Ca să se zic, este mult mai silențios. Unde folosim această funcție? Această funcție o folosim la teatru, la sălile de spectacole, atunci când vrem să fotografiem în spații în care zgomotul este foarte important. Care este principiul? Pur și simplu, există un motor super silențios, care dacă în mod normal ar merge pe acel grafic, prin funcția Quiet, se reduce zgomotul produs de motor între 50-30% la acționarea de ridicare a oglinzii și până la 30% la coborârea oglinzii. Și atunci, produsul este, fotografierea este mult mai silențioasă. Declanșat. Ca și kit și opționale, în momentul de față, produsul este livrat cu obiectivul 18-55mm. Acest obiectiv a fost prezent pe gama D60, D90, dar în principiu pe D60, obiectivul cu stabilizare 18-55mm. Dacă văd la puțin apoi, te rog. Așa. Ce fel de obiective se potrivesc cu D5000? Toate obiectivele Nikon în format APS, deci cele care au motor incorporat. Cele care sunt fără APS, modelul AF, se pot monta, dar nu realizează focalizarea automată. De asemenea, pentru acest produs există ca și opționale GPS-ul GP1, care a fost prezent pentru prima dată pe D90, acum este disponibil și pe D5000. Și oferă posibilitatea de a registra poziția atunci când facem o fotografie. Declanșator pe cablu, telecomanda MRL3, aceeași telecomandă care a fost folosită pe D40, D60, D80 și D90. Da. Ca și specificații tehnice, avem în primul rând un senzor de 12,3 megapixel, este un senzor crâmos. Până acum Nikon a avut doar senzor CCD pentru gama entry-level și când motul a fost prezent doar pe D300, D700, D3 și D3X din gama nouă. Acum acest senzor a fost mutat pe D90 și mai nou pe D5000. Ecranul bun variabil de 2,7 inch, sistemul airflow control pentru îndepărtarea prafului, live view, D60 nu avea live view, D90
de movie, filmarea. Nu am arătat filmarea, cum facem filmarea. Pur și simplu, m-am dus, am pornit Live View, apăs butonul OK și am început filmarea. Am apăsat odată și am oprit filmarea. Trec în modul redare. Are microfon și difuzor incorporate. Sigur o să mă întrebați pe dumneavoastră, care este, dumneavoastră pe mine, care este viitorul? Filmarea în aparate foto sau fotografia în camere video? Eu vă spun că în momentul de față, acest produs este un aparat foto cu funcția suplimentară de filmare. Și convergența merge ca în această direcție, cameră video cu cameră foto. Eu am încredere în flexibilitatea sistemului foto. Deci pentru un DSLR se există posibilitatea de a filma. Și cred că aceasta este direcția corectă. De ce? Pentru că pot schimba obiective. Ceea ce cu cameră video nu pot face. Și am obiective de mult mai bună calitate. Și generațiile viitoare vor include mult mai multe funcții avansate și pe partea de filmare. Practic, anul trecut am avut primul DSLR din lume care filmează, iar acum există al doilea DSLR din gama Nikon cu filmare. Așa, 11 puncte de autofocus, fotografierea în rafală cu 4 cadre pe secundă față de 2,5 cadre pe secundă la D40 și 3 cadre pe secundă la D60. ISO între 200 și 3200 extins, echivalent la ISO 100 și 6400. Asta înseamnă că automatul merge de la 200 la 3200 și dacă vreau 100 de extins... Dar trebuie să mă duc în low, în low și high. Da. Așa, compatibil cu peste 30 de obiective Nikon AFS și AFI, cum am spus, cele cu motor incorporat. Tot ce scoate Nikon anul acesta vor fi obiective cu motor inclus, AFS-ul. Acumulator de mare capacitate litiu-ion, în care se pot fotografia până la 510 cadre, cu o singură încărcare. Și are conector HDMI. Este un conector mini HDMI, prezent pe cameră, prin care pot să conectez această cameră direct la o plasmă, la o lecție video. Avantajul enorm pe care l-am văzut eu la acest produs, la conectarea cu plasma, este funcția de tăiere în format 16:9. Deci până acum știți că erau prezente pe D90 15:4, 3:2, dar nu 16:9. Și în momentul în care vreau să afișăm ceea ce am fotografiat într-un flash sau automat din cameră pe o plasmă sau un LCD TV, imaginile erau deformate. Deci aceasta păstrează raportul înălțimea lățimii. E o chestiune interesantă. Ca și disponibilitate, preț și localizare. Noi am anunțat acest produs pe data de astăzi, 14 aprilie 2009. Produsul va fi disponibil la vânzare începând cu data de 5 mai. Foarte repede au trecut vremurile în care anunțam un produs acum, sau nu. Anunțam Nikon un produs în lume, apărea și el în România undeva după un an, doi ani de zile și disponibilitatea oficială și mai târziu. Toate cele vremuri s-au dus. Practic avem produsul astăzi s-a lansat peste tot în lume, îl avem aici. Nikon oferă importanță foarte mare pieței din România. Este o piață în creștere. Prețul în versiunea kit cu obiectiv 18-55 este 3399 RON cu tot cu TVA. În acest preț se oferă încărcătorul, bateria, toate accesoriile respective. Și în plus, abonament gratuit pentru 6 luni la National Geographic. Este o promoție pe care noi o facem special pentru piața din România. De asemenea, garanția este de 2 ani de zile față de garanția standard oferită de producător de un an de zile. Manualul este tipărit în limba română, catalogul este în limba română și avem două site-uri. Este site-ul nikon.ro, site-ul unde pot fi văzute aceste produse, site-ul corporatist, să-l numesc așa, și site-ul nikoniș.ro, care este site-ul în adresa comunității. Pentru că comunitatea este foarte importantă și multe lucruri am avut de învățat pe acest site.